am 41 years old and I love shooting. Aceste cuvinte m-au stimulat în trecut să încep fotografia. Anume, aceste cuvinte i-am pus pentru un concurs și din păcate mi-a fost disqualificat. Fiindcă eu am făcut prea multe fotografii de care trebuie depus, i-am pus de două ori mai multe. Dar chestia nu în asta, chestia în altă. Fiecare om trebuie să aibă un hobby. Ceva cu dânsul cel să-l stimuleze. Un lucru care pe dânsul să-l ajute să-l simt împlinit. Fiecare om trebuie să creeze ceva. Nu importa, fie corporeal, sau fie ceva... sau fie o idee. Personal pentru mine este fotografia. Eu încă din misel, de mic îmi plăcea să fotografiez, dar nu trăgeam mare atenție pe asta, fiindcă toate aparatele care folosau erau pur și simplu cele de unică folosință care n-au multe chestii interesante. Apoi, deja când am crescut mai mare și bunelul meu a murit, eu am aflat că eu fotografia. Bunelul meu și-a fost foarte școină ceva. Văd că asta, așa spusă și mai mult lor și așa spusă și eu și cu mine. El a fost și electric, el a fost și lei. Și când eu am aflat că el a fost și încă fotograf și eu am primit de la dânsul și tratamente de la dânsul, eu am vrut să încerc. Eu simțeam această dorință să încerc să fac fotografii, dar eu nu înțelegem ce iasă. Și apoi când eu am primit în fața mea utilajul, eu am încercat și mie îmi făcut. Acest lucru, aceste metode pentru a crea ceva ce rămâne peste un timp foarte mare, aceste fotografii care pe tine pot să te bată în viitor, asta e ceva lucru fenomenal. Și aceste sentimente, este foarte greu de explicat, din păcate, și eu nu am experiență în de a vorbi, dar pur și simplu, întâlnarea mea este ca dumneavoastră să încercați să creați și asta e. Asta e unicul secret. Și simplu creați. Mulțumesc!